Fostul ministru al energiei Virgil Popescu anunță explozii pentru mehedinți. Compania de stat Nuclear Electrica face primii pași concreți pentru repornirea producției de apă grea în mehedinți pe platforma Romac Prod. Compania a aprobat înființarea aici a unui punct de lucru pentru evaluarea situației actuale a combinatului. Operatorul centralei nucleare de la Cernavodă se pregătește acum să demareze mai multe studii pentru a fundamenta o eventuală decizie de preluare și repornire a uzinei de apă grea. Informație explozivă pentru mehedinți. Societatea de stat Nuclear Electrica a aprobat înființarea unui punct de lucru în județ, totul pentru a putea evalua situația combinatului de apă grea în vederea repornirii producției. Totul se întâmplă în contextul unor discuții avansate dintre România și Canada, care au inițiat o colaborare strategică pentru producția de apă grea și de izotop medical în România, încă din perioada în care la conducerea Ministerului Energiei era Virgil Popescu. Discuțiile au fost punctate și cu partenerii americani. După ce am avut acea vizită în Statele Unite, după ce am discutat cu guvernul canadian, un proiect început de mine, care face parte a proiectului nuclear al României, care face parte a circuitului integrat nuclear al României și în plus față de aceasta este o lipsă acută de apă grea la nivel mondial. România, având și Canada, acele... cred că mai produce, inclus, nu mai știu dacă mai există, sunt alte state. Foarte puțin. Există 30 de reactoare nucleare în Canada care se intră într-un proces avansat de retehnologizare. Asta înseamnă, gândiți-vă câtă cantitate de apă grea este nevoie acolo, nu pot face față. Vorbim de apa grea care se folosește inclusiv în momentul de față în aceste telefoane, iPhone-uri, în ecranele iPhone-ului. Vorbim de multe aplicații noi ale apei grele. Acest lucru s-a discutat de către Guvernul României, cu Departamentul de Stat, Departamentul pentru Energie al Statelor Unite, cu guvernul canadian. La acest moment se fac studii de piață pentru a putea fi elaborat studiul de fezabilitate, dar și studiul de fundamentare în cadrul preluării combinatului. Se va veni cu o sursă de producere a apei punctual acolo, la nivelul necesarul producției de apă grea care este, nu mai avea nicio legătură cu încălzirea Severinului, iar acest lucru va fi integrat. Sigur, vor trebui făcute niște investiții acolo, dar nu primul pas, că primul pas a fost făcut de mult. Pasul important prin care Nuclear Electrica a luat această decizie și deschide punct de lucru în combinatul de apă grea tocmai pentru a vedea modalitățile de preluare în administrare a bunurilor, dare plata acestor combinate și cred că și a termocentrale, pentru că este un site care are în continuare viabilitate, nu ca și termocentrală pe cărbune, ci ca posibilitate de producere a energiei electrice, poate fi dată în plată, așa cum am făcut în Valea Jiului, așa cum am făcut cu CET-ul de la Constanța. Deci sunt lucruri făcute de către mine ca ministru al energiei. Uzina Romac Prod, partea RAN, a întrerupt producția de apă grea vara anului 2015, iar falimentul regiei a fost declarat în ianuarie 2016, după ce aceasta a fost în insolvență din 2013. Situația financiară dificilă a RAN a fost influențată de producția de apă grea nerecuperată pe parcursul mai multor ani, care nu a fost vândută pentru rezervele strategice de stat și a dus la acumularea unor datorii către creditori. Decizia închiderii combinatului a fost luată în 2016 de către guvernul PSD, condus la acea vreme de Victor Ponta.